de anunțul dumneavoastră că Dacia și-ar putea reloca o parte din liniile de asamblare în Maroc. O declarație a dumneavoastră făcută ieri care a născut frisoane, cum spuneam, și deci, în Lapitești și în comunitatea oamenilor de afaceri. Ieri am făcut-o duminică. Duminică, da. Că am înregistrat duminică la Cluj. Emisiunea exact. S-a difuzat ieri și este o realitate. Pleacă deci, Dacia? Nu. Stați. Eu am avut o discuție foarte frontală cu președintele Dacia. Simțind că prin mărirea capacităților de producție la Tanger și știind că în Maroc salariile sunt mai mici decât în România, și răspunsul președintelui Renault a fost extrem de corect. Domnule președinte, cât timp producția rămâne competitivă? Este clar că la noi salariile sunt mai mari decât în Maroc. Este clar că Tangerul are portul la câțiva kilometri. 20 ceva de kilometri. Da. Iar Dacia are de la Mioveni câteva sute de kilometri până să ajungă la portul Constanța. Și, din păcate, în drum către Occident, pe ce exportăm pe piața europeană, de la Dacia trebuie să treci Valea Oltului și până la Sibiu, unde guvernul a preferat să facă autostradă către Alexandria. Dragnea, de la București la Alexandria, distrugând, practic, eu vă spun că am simțit foarte bine și tonul și obiectivele Renault. Dacă nu le creăm condiții ca infrastructura să facă un transport mai ieftin, să genereze, să sprijine un transport mai ieftin și mai rapid, este încă un dezavantaj în afara distanțelor până la portul Constanța și până în vest, să mergi pe roți sau pe tren. Gândiți-vă cum ajunge la din Maroc cu feribotul cu 5.000 de mașini în Franța, direct la Marsilia sau în orice alt port mediteranean sau în Italia sau oriunde. Și de la Dacia cer în momentul de față această autostradă Pitești-Sibiu. Domnul a fost domnul Turcescu. Coridorul 4 pan-european, și a fost angajament românesc de la bun început. Din momentul în care a venit Renault. Din momentul în care a venit Renault în România, angajamentul a fost că facem autostrada, la fel cum ne-am angajat și pentru Ford să facem niște lucrări de infrastructură care să-i ducă mai repede la Dunăre. Pentru că nimeni nu vine neavând perspectiva infrastructurii.